Adică e... Da. Da, mă, da. Uite, da, da. Emoție și tristețe. Da, emoție pentru că am putut să ne bucurăm de, de el, de cel mai mare jucător pentru mine, am spus-o mereu, din istoria fotbalului românesc. Și tristețe pentru că nu mai există. Cu toate că pentru noi cel care l-am iubit atât există și va exista tot timpul, toată viața. În Spania ai văzut un Ilie Balaci? E greu să vezi un Ilie Balaci. Mie mi-a plăcut foarte mult să un jucător care se aseamănă foarte mult cu Ilie, a fost Iniesta, care pentru mine e unul dintre cei mai buni jucători din istoria Spaniei. Nu mai trăit această grea ediție a doua, ai fost și la prima, ai plâns și la prima, ai plâns și la cumva. Logic să plâng și eu am avut șansa să joc cu el, să împărțim aceeași casă împreună la Severin. Că domnul Vișan, răposatul, rămăsese fără bani, nu ne mai putea ține clubul la hotel și am avut plăcerea de a sta în casă cu el și cu Dorian Gugu, care cu vremuri era secundul lui. Au fost momente foarte bune, mi-aduc aminte la un meci cu Flacăra Moreni, câștigam 1-0, și-a stins sigara, a făcut două gesturi de încălzire, a intrat, mi-a dat trei pase de gol. Și mi-a spus după aia, țărane, te-am învățat să și marchezi. Momente foarte frumoase am avut împreună și îmi pare rău că nu mai este. Te-a făcut golgheta, nu? Atunci am marcat 10 goluri în 9 meciuri, cred, în anul ăla la Severin. M-a ajutat foarte mult în carieră, familia lui știe că a fost și din partea mea același lucru și de asta am rămas prieten după atâția ani. Un titlu pentru Ilie Balaci la vară, mai doarme cineva în Ortenie dacă vreau un titlu? Aceea titlu? Îți dai seama că va fi spectacol și mai ales noi Ortenii când știm să ne bucurăm. Știm să ne bucurăm și n-ar fi rău să ia echipa din nou campionatul. Ar fi o dedicație foarte frumoasă pentru el. Te-au întrebat spaniolii de Mihailă? Ai găsit un club? Treaba de Mihailă, au întrebat de Bayaram. Ei au foarte mulți scouteri la echipele importante și sunt niște jucători importanti, jucători care mai devreme sau mai târziu vor ajunge la echipele naționale. E logic să te întrebe. Numai că după aia e decizia fiecăruia și a antrenorului. Ai apucat să vorbești în aceste zile cu Victor Piciurcă, pentru că au apărut tot felul de speculații, a lipsit de la aniversarea copiilor și... A fost bolnav, a fost foarte răcit. Am vorbit cu el, am fost la cantonament ieri, am stat cu el și cu Cornel Papură și chiar era răcit. Chiar se vedea pe fața lui că e răcit, ce a cerut scuze și cred că îi pare rău că n-a fost, dar asta e. Nu neapărat că mă așteptam la mai mult, sunt perioade foarte grele în viața unui club, unei echipe. Nu l-a ajutat gazonul la început, când poate avea multă nevoie de el. Acum pare că s-a schimbat și cred eu că echipa se va schimba. Cred eu că se va impune. Ai auzit de dezvoltare care va veni din iarnă? Nu, sincer nu. N-ai propus? Nu prea propun, că n-ai după aia nu mă ascultă nimeni. Dar n-ai fost întrebat de un jucător anume? Sunt grande, mulți jucători, foarte, foarte buni, dar după aia sunt alte. Dacă intră în sistemul lui, dacă salariul care îl vor, că asta la fel e un lucru foarte greu, un spaniol nu-ți va veni niciodată sub 200 de mii. Prețul minim în prima divizie e 155 de mii. Deci tu ai fost întrebat de spaniol. Normal, dar nu de acum, de foarte mult. Nici măcar o mitriță în Spania nu găsești. E greu să găsești, e greu. Nu găsești? Nu, noi l-am inventat pe Piticul Atomic. Nu noi. Nu, e greu să găsești un fotbalist de acest nivel, e foarte, foarte greu să găsești. Îmi place foarte mult un ceval, un puști, un copil, cum spun spaniolii, Ferran, de la Valencia. O să ajungă un fotbalist incredibil de bun. Gigi Pereira la face să vină în cele mai frumoase sărbători. S-a spălat toate? Da. Pe 22 am avea deja Crăciunul. Gigi Becali nu vede Craiova în primele 3 echipe în acest sezon. Este părerea dumnealui, eu nu o să-l contrazic. Dacă dumnealui consideră sau el consideră că nu, este opinia personală. Eu cred că vom fi în primele 3 pentru că avem echipă să sperăm la chiar în luptă. Adrian Mutu e bun pentru Național, l-a ales în Federație pentru echipa echipă. Posibil, l-au urmărit foarte mult, că nu e ușor să numești un antrenor dacă nu vezi că are ceva în plus față de ce ai pe aici prin curte. Crezi că Guardiola va lua Liga cu City? Nu, nu. Nici Liga, nici Champions. E favorită la pariuri? Favorită la pariuri e Liverpool, că deocamdată au 14 puncte, dacă nu mă înșel, avantaj. Au o echipă mult mai bună, au câștigat meciul direct.
așa că sunt alte favorite. La Barcelona Real... Și nu uita de piticul ăla cu 10 de la Barcelona. Dar la Real Barcelona ce restabilezi? Că bate Barça. Sigur? Cred că bate Barça, ajunge într-un moment mai bun. Copii, Messi a început să joace foarte bine. Lui Suarez pare că a uitat problemele din, din începutul campionatului și de asta consider că e favorită. Ai văzut ultima nebunia lui Budescu cu gol din spune? Cum s-a părut? Se grăbește. Are talent foarte mare Budescu, am spus-o mereu. Păcat că n-a, ca mulți alții, n-a avut acea ambiție pe care au jucătorii mai puțin buni. Tu ce imagine ești de ajunge? Eu? Nu știu. Chiar nu știu, mă prinzi în offside-a. Hai, vină.